Au curs reacțiile după anunțul Pentagonului de a trimite 3.000 de soldați suplimentari în Europa de Est în contextul tensiunilor tot mai intense între Moscova și țările occidentale în criza din Ucraina. Rusia a calificat această măsură drept destructivă și nejustificată. De cealaltă parte, Ministerul de Externe ucrainean a declarat că țara sa nu a cerut niciodată altor țări străine să-și trimită trupele să lupte pentru ucraineni. În schimb, este mai ușor de înfruntat agresiunea rusă alături de aliați. Rușii nu s-au arătat foarte încântați de anunțul Pentagonului referitor la trimiterea 3.000 de soldați în estul Europei. Ministrul adjunct de externe rus, Alexander Grushko, a declarat că decizia luată de Statele Unite este nejustificată, destructivă, dar mai ales crește tensiunile militare și reduce marja pentru decizii politice. Nici reacția Ucrainei nu a fost cea așteptată. Ministrul de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Ucraina nu a cerut niciodată țărilor străine să trimită trupe în zonă. In the end, you can only count on yourself. And that's why we never, I emphasize, never raised the issue of requesting foreign countries to send their troops to fight for us. Since 2014, it's Ukrainian army, it's the people of Ukraine who are fighting. And we defend our land, we defend our people, it's our cause. However, it's much easier to face the Russian aggression when you have a support of friends arranged along the three lines which I mentioned. Political diplomacy and political messaging, sanctions and military defense. Ucraina speră că acest conflict va fi rezolvat pe cale diplomatică. Ukraine is ready to meet with Russia in any format of negotiations to seek diplomatic solutions to the 8-year-long Russian-Ukrainian armed conflict. La finalul conferinței, Kuleba a reiterat apelul Kievului ca Rusia să-și retragă trupele concentrate în apropierea graniței, să nu mai intimideze Ucraina și comunitatea euroatlantică și să abordeze orice chestiune la masa negocierilor.